Biblioteca Județeană, sub auspiciile Consiliului Județean Satu Mare, organizează joi, 14 ianuarie, de la ora 13, în colaborare cu Colegiul Național Doamna Stanca, un colocviu despre armonia în cuplu, temă prezentată și dezbătută de un psiholog. Au răspuns pozitiv invitației Bibliotecii Județene elevii claselor a 10-a și a 11-a, îndrumați de diriginții acestora. Una dintre cele mai des întâlnite aspirații ale tinerilor este iubirea și trăirea într-o relație de cuplu armonioasă și împlinită. Cu toate acestea, vedem în jurul nostru cum de foarte multe ori această frumoasă și legitimă aspirație a sufletului nu ajunge să se împlinească și multe relații eșuează. Așa cum există semne clare că legătura amoroasă nu funcționează corect, poți să recunoști și acele calități ale unei relații sănătoase, cu mari șanse de a rezista probei timpului. Un cuplu în care partenerii sunt compatibili și pregătiți pentru o viață împreună deține câteva ingrediente cheie, cu rol catalizator pentru orice relație sănătoasă. Principalele semne care asigură armonia unei legături romantice de durată sunt rezolvarea conflictelor, respectarea intimității, dreptul la propria opinie, comunicarea fără rețineri, grija față de celălalt, afecțiunea spontană și spațiul personal.